Telefonul verde a fost inițiat în perioada examenelor naționale, dar începând de luni 9 ianuarie, telefonul verde va funcționa permanent și atât elevii, cât și părinții, cât și profesorii au posibilitatea să aibă o comunicare permanentă prin care să sesizeze aspecte care nu sunt conforme cu ceea ce trebuie să se întâmple într-o unitate de învățământ sau chiar în afara unei unități de învățământ, când vorbim de activități inițiate de școală sau de grădiniță sau de liceu. Eventualele informații care vizează acte de corupție din învățământ vor fi preluate de Comisia de Etică a Ministerului Educației și vor fi puse mai apoi la dispoziția Corpului de Control al Ministrului. Linia telefonică 0800 801 100 va fi disponibilă de pe 9 ianuarie, zilnic de luni până vineri, între orele 9-19.